Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă a Universității Craiova, alături de mine antrenorul principal, domnul Victor Pițurcă, împreună cu Thiago Ferreira. O să le dau cuvântul pentru a vă spune câteva vorbe despre jocul următor, apoi așteptăm întrebările dumneavoastră. Vă rog, mister. Da. Bun, suntem iar înaintea unui joc de campionat, unei deplasări mai grele, mai dificile și ca distanță, fiindcă nu putem parcurge această distanță decât cu autocarul. Necesită să plecăm cu două zile înainte. O echipă care a pierdut în ultimul meci de o manieră categorică, dar având doi jucători mai puțin în teren din minutul sau din prima repriză, sfârșit ne interesează mai puțin acest lucru pe noi. Am câștigat etapa trecută. Sigur că același lucru îmi doresc și ne dorim cu toții ca să câștigăm și acest joc. Știu că e o echipă care e greu să joci contra ei, că au jucători care aleargă foarte mult în teren, au de asemenea un antrenor nou care nu-l cunosc foarte bine, am apucat să văd doar un meci, sigur că el e un antrenor cu ștate vechi în prima noastră ligă. Deci, o deplasare grea, un meci greu pentru noi, dar pe care trebuie să-l câștigăm. Nu mă mulțumește meci egal, e același lucru ca și când am pierde. Îmi doresc victoria la acest joc. Pentru asta ne-am pregătit. Suntem pregătiți și vom da bătălia sâmbătă seara. Thiago. Bună ziua. 100% va fi un meci dificil acolo. Condiții de vreme, sigur, va fi greu la fel și știam că acolo e mereu greu. Anul trecut a pierdut acolo și anul ăsta trebuie să câștigăm și trebuie acum să fim mai consistent de rezultat și match, dar Condirea m-a făcut un joc foarte bun și după la Chindia așa, acum foarte bun încă o dată și trebuie să continuăm așa. Întrebări, vă rog. Nu cred că poate Universitatea Craiova să lege două victorii consecutive și în campionat, mai ales că cei la Sepsi au doi titulari suspendați. Da. Bun. Asta ar fi un motiv să legăm a doua victorie, că au cei la Sepsi. Sepsi are un lot numeros, au pe cine să introducă în teren. Noi ne interesează de noi, ceea ce vom juca noi, ceea ce vom realiza noi. Da, eu cred că putem câștiga nu numai două jocuri, putem câștiga și 5 și 10 jocuri la rând, fiindcă avem jucători valoroși, jucători foarte buni. Vedeți că echipa noastră în analizele care se fac este echipa care are cea mai multă posesie și sigur că putem realiza acest lucru. Sunteți la curent cu declarația lui Leo Grozavo care spunea că Sebastian Colțescu a venit cu tema învățată pentru că urma meciul cu Craiova și a eliminat cei doi jucători? Sunt în temă, fiindcă am văzut declarația lui după joc, dar el trebuie să-și pregătească echipa și jucătorii de așa manieră încât să nu ia cartonașe atât de ușor. Iar noi, Craiova, la acest joc ne-am dorit ca ei să câștige puncte. Fiindcă noi nu suntem în bătălie cu Sepsi pentru primul loc, ci cu viitorul. Iar dacă vrea să facă vreo recomandare el, Leo Grozavu, să facă la comisia de arbitri, cel care pun al arbitrii să conducă jocurile. Nu noi. Noi nu avem nicio legătură. Noi, din contră, în ultimele 6 jocuri am pierdut 6-8 puncte și pe mâna arbitrilor, care n-au dat ce trebuia să dea. Adică ce le-a spus faza. N-au dat, din păcate. Am avut noi ghinion, probabil, că n-au văzut.
acele penaltiuri care au fost foarte clare. Deci asta e recomandarea mea. Da. Și sigur că aceste declarații pot duce, de exemplu, la un joc pe care îl disputăm noi la Sepsi, să influențeze conducătorul partidei. Publicul. Da. Publicul să-l... Da? Deci Craiova n-are nicio legătură cu ce s-a întâmplat la ei. Nu noi am pus arbitrul acolo. Și eu mi-aș fi dorit ca Sepsi să aibă acei jucători în teren pe care i-a băgat Leo Grozavu în meciul cu Viitor. Așa pentru el, pentru Leo Grozavu, da? Din cu care n-a jucat de nu știu cât timp și așa mai departe. Pe aceleași poziții pe care au fost băgați? Tincu a mai jucat, dar nu pe poziția Tincu a mai jucat, dar pe poziția de fundaș central, sigur că da. Da. Chiar și noastră, pentru că a făcut referire venind meciul Craiova, a fost delegat un arbitru din Craiova, și anume Colțescu, și mi-aduc aminte la partida cu Iași de aici, de pe teren propriu. Da, am primit cartonaș. Orațiu Feșnic a luat galben bancul minutul 90. Exact, și n-a putut să joace acolo. Noi n-am spus nimic, fiindcă dacă a fost fault, ce putem comenta? Nu? Nu putem comenta. Și încă o dată, nu e Craiova de vină că a fost acest arbitru pus să arbitreze acel joc. Credeți că aceste comentarii apar și pentru că, iată, Craiova devine din ce în ce mai insistent în prim plan, ajunge în prim plan ca un potențial câștigător al ligii? Nu cred, fiindcă Leo Grozav era supărat, foarte supărat după acel joc și era normal să fie supărat. Și nu cred că a gândit de maniera asta. Și el are dreptate în felul lui. Dom'le, când știi că Universitatea Craiova joacă la Sepsi și pui un arbitru din Craiova, dacă se întâmpla invers, să fie avantajat. Dacă e avantajat, nu știu, să fie avantajat pe Sepsi, probabil declarau cei de la Viitorul. Păi, uite ce arbitru am avut. Noi suntem în luptă pentru titlu, pentru locul 2 cu Craiova și ni se deleagă arbitru din Craiova. Da. Victorie convingătoare cu 3-0 în precedenta etapă. Un principiu spune că echipa învingătoare nu se schimbă. Îl aplicați pentru partida cu Sepsi? Păi nu putem, fiindcă Bărbuț a primit cartonaș galben. Și... Ce se poate? Nu se poate. Da. Nu știu, vom vedea. Vom vedea. Avem un lot numeros. Avem meciuri unul după altul. Și probabil la acest meci voi introduce câțiva jucători proaspeți, ca pe ceilalți care au jucat, să introduc la meciul cu Botoșani, care îl disputăm joi, foarte repede. Vin și Bancu și Mihaila. Cum? Ivan și Mihaila, pardon. Da, ei revin. Sunt proaspeți. Sunt buni de joc. Și putem vedea în teren. S-ar putea să fie în teren. Sepsi face parte dintre acele echipe care practică acel joc care nu prea convine, cred. Așa este, exact. Bună observația. Sepsi e o echipă care, când intră în teren, luptă. Universitatea Craiova e recunoscută și ea prin puterea de luptă. Noi vrem să fim mai luptători ca ei la acest joc pentru a obține cele 3 puncte, dacă nu. Iar vom pleca cu capetele plecate de la Sfântul Gheorghe. Ilie Acele s-a refăcut după ruptura aceea de antrenor? Ilie Acele n-are nicio ruptură cu antrenorul. Ilie Acele... Va fi în loc? Am considerat că nu e în formă. V-am mai explicat acest lucru și vreau să subiectul ăsta să-l... Da? Că nu mă interesează pe mine acum de un jucător. Pe mine întrebă de echipă. Da? Dar e la echipa a doua sau? Da, e la echipa a doua. Tiago, erai văzut, nu știu, a treia, a patra soluție la începutul sezonului. A fost și acea situație că trebuia să pleci de la Craiova la schimb cu Bălașa și atâta ai ajuns să
ai redevenit titular și faci cuplu în apărare tocmai cu Bălaș. Așa este. Da, început a fost grele. Toată lumea știe ce s-a întâmplat, dar eu, decizia mea a fost să rămân aici. Cred că în momentul ăsta sunt în cel mai bun club din România și asta a fost decizia mea. Nu a vrut să plecă de aici și după a venire de mister tot s-a început de la zero și eu mă pregătesc mereu bine la antrenament și aștept șanse mele și a fost așa. Te întreb pentru că s-a și speculat faptul că Martiș n-ar mai fi jucat sau nu ar juca pentru că este în ultimele 6 luni de contract și tu ești în ultimul an de contract. Adică nu cred că ăsta e motivul pentru care n-ai jucat sau Martiș nu joacă. Nu știu, cred că nu. Eu mă antrenez bine, cum a zis, 100% și aștept șanse mele. Și cum Mister Z pentru noi, noi ne băgăm pe teren. Suntem noi, dacă în echipă. Dacă te antrenezi bine și joci bine, ai mai șanse să fii titular. Cred că a fost așa. Te vezi campion la finalul sezonului? Dacă ar fi să fie ultimul sezon la Cleva? Sau poate cine știe? Îi semna prelungire. A fost pentru acest lucru că eu decid să rămân aici. Cred că dacă tu ești campion cu CFR sau FSSV, cred că e un lucru normal. Și acum, dacă ești campion cu Craiova după 25 de ani, e un lucru mare. Și eu vreau asta, vreau să fii campion cu Craiova și după vedem ce se întâmplă. La Sepsi, spuneai și tu, ați avut mereu meciuri grele. Ei nu trec prin cea mai bună perioadă. Veți încerca sau crezi că veți reuși să profitați de această degringoladă de la ei? Da, trebuie să profităm de asta. Dar el a schimbat antrenor acum. A pierdut meci strain acum în viitorul. A pierdut jucătorii în minutul 30. 100% va fi foarte greu acolo. Știam teren, publicul. Am trecut, am pierdut la fază regular și sigur el va intra cu ambiție mare și noi trebuie să fim mai puternici. Domnule Pițur, că vă întreb și pe dumneavoastră același lucru. Faptul că s-a speculat că Martiș, Thiago nu ar fi jucat o bună perioadă pentru că era un ultim an de contract. Ați demonstrat. Până nu mă interesează acest lucru. Eu am niște băieți care muncesc zi de zi cu ei. Îi văd în fiecare zi, la fiecare antrenament, cum se pregătesc. Cine se pregătește cel mai bine, cine îmi dă încredere, intră în echipă și dacă joacă, o să joace în continuare. N-are nicio legătură lucrul acesta și cu Martiș la fel, fiindcă Martiș ultima dată trebuia să fie titular. Era probabil la Târgoviște, da. Era titular și din păcate s-a accidentat. Și exact cu o zi înainte de... Și de-abia acum și-a revenit. Acum a început să facă de câteva zile antrenamente normal. Dar are 2 jucători pe postul lui. Trebuie să lupte ca să poată să redevină titular. Asta e nimic mai mult. Nu are nicio importanță că el termină contractul în vară și chiar dacă nu ar vrea să semneze, același lucru ar fi pentru mine. Dacă e mai bun, joacă. Mai în formă, joacă. Mai sunt și alți jucători cu probleme și pentru că nu l-am văzut, de exemplu, pe Ciosic la meciul cu Ermanstadt. N-a fost deloc nici în tribună. Păi nu, el are o problemă cu umărul. Îl are imobilizat, dar lejer, nu. Și de-abia la începutul săptămânii viitoare începe să iese afară să facă. Deocamdată lucrează numai la sală. V-ar interesa ca echipa a doua să promoveze? Din câte am înțeles, clubul își dorește acest lucru.
și eu mi-aș dori, fiindcă jucătorii care pleacă de la prima echipă, mi-aș dori să joace la alt nivel decât cel din Liga 3. Sigur, ne dorim. În opinia noastră, Mirel Rădoi este selecționerul potrivit să ducă Naționala României la Euro? Da, am spus lucrul ăsta în conferința trecută. Da, are fiecare stufă de selecționer. Acum știm sigur cu toții că nu are experiența care ar trebui să o aibă un antrenor pentru a reuși rezultate imediate, fiindcă nici echipa noastră nu mai este cea ce a fost. Se face tranziția între alte generații. Însă el are avantajul, cunoaște foarte bine absolut toți jucătorii tineri. Majoritatea dintre ei a avut la turneul final. Le știe disponibilitățile, le știe calitatea, le știe, a evaluat valoarea lor și sper să reușească. Nu va fi simplu, nu va fi ușor, fiindcă se lovește și de aceste jocuri destul de dificile acum. Suntem în situația în care turneul final se dispută și în România. Toată lumea, toată suflarea românească își dorește ca echipa României să se califice. Nu va fi ușor, nu va fi simplu, dar treia săriște, fiindcă nu se știe dacă se mai întâlnea cu această ocazie de a prelua echipa națională și la un moment dat trebuie să și riști. Și eu sper din inimă ca el să reușească. Dar, practic, urmează cam același traseu ca dumneavoastră. Ca dumneavoastră, asta am văzut și. Adică... Tineret, campionatul european. Așa este. Eu am stat mai mult cu echipa națională de tineret, iar părerea mea că jucătorii de atunci, care erau la echipa națională de tineret, erau mai... Nu știu, sper să nu-i deranjez pe cei care sunt acum, dar erau jucători care au făcut pasul la echipa națională mare și au jucat foarte bine. Știți că primul meci oficial l-am avut la Porto, nu? Cu echipa Portugalii. Știm ce echipă avea atunci echipa Portugalii și am introdus vreo 5 jucători de la aia și am câștigat. Nu a fost simplu, nu a fost ușor, dar am câștigat. Și aici ei și-au demonstrat valoarea și veleitățile că pot juca la prima echipă. Cei care sunt acum, care au obținut un rezultat foarte bun în Italia, turneul final, din păcate nu au demonstrat decât 1, 2, 3 că pot juca la echipa mare, că pot juca, însă fără rezultatele pe care ne le-am fi dorit. A trebuit să fie o mândrie pentru noi oltenii, pentru și el, din Severin, a fost descoperit de actualul președinte al Universității, domnul Sorin Câțu, și la șefuie de dumneavoastră. Și dumneavoastră l-ați adus la PCSB, la Steaua de atunci. Era să plănă Steaua. Da, bun. Eu cred că Mirel Rădoi, în fotbalul mare, a fost adus de mine. Da, Sorin Cârțu l-a văzut, l-a adus la extensiv și mi-aduc aminte cum l-am transferat la... Eu venind pentru celălalt Rădoi, nu pentru el. Pentru Dorin. Pentru Dorin Rădoi, exact. Și l-am văzut pe el, l-am transferat, a devenit capitanul echipei la 18 ani și ceva la Steaua și din momentul a început... Urcușul lui, da, ascensiune. Și acum vorbiți cu el să aducă echipa națională la Craiova în drumul de calificare către campionatul mondial? Nu trebuie neapărat să vorbesc eu. Cu siguranță că el se va gândi la acest lucru și cred că va veni aici, în patria lui, da? În Oltenia, să joace cu echipa, fiindcă va fi susținut din suflet, nu? A declarat săptămâna trecută că se va sfătui cu doi oameni de fotbal din România, Victor Pițurcă și Mircea Lucescu. El a spus. Da? Bun. Oricând îi stau la dispoziție, în ultimul timp am stat de vorbă cu el. Da, și o voi face în continuare. Nu va fi niciun fel de problemă. Cu orice pot să-l ajut, îl voi ajuta. Sincer, fără interese. Încă el știe cum sunt eu. Așa că
poate să înceară sfatul oricând. E bine pentru Universitatea Craiova ca CFR să se califice în primăvara europeană? Păi e foarte bine. E foarte bine, în primul rând, pentru fotbal românesc. Pentru Universitatea Craiova nu știu dacă cât este de important, dar cred că este important, fiindcă în momentul când spun fotbal românesc și Universitatea Craiova face parte din fotbal românesc. Da, e foarte important ca CFR-ul să se califice. Mai adunăm și noi puncte. Vedeți unde am ajuns. Suntem țara care nu mai, peste un an nu mai putem să jucăm în Europa League, în Liga Campionilor. Ceea ce e un dezastru pentru noi, pentru fotbalul nostru. Iacob, cum se zice în portugheză, sau care e mesajul în portugheză către mesajul către suporteri, știința va lua campionatul? În portugheză? Mesajul. Cum se zice în portugheză? Universitatea va lua campionatul. Sau, vrea, sau cum strigă galeria, Universitatea vrea campionatul. Craiova quer campionat. Cum? Craiova quer campionat. Se aseamănă cu... Simplu. N-ai terminat mai stă, spus mai scurt. Dar dacă avem ocazia, nu în fiecare zi avem ocazia să ne întâlnim cu noastră. În fiecare săptămână, de două ochi. Baia Union, o mașină de da goluri, a zis că a dat 6. Păi, asta știm cu toții. Nu mai trebuie să comentăm acest lucru. Sigur că e o mașină de dat goluri și nu numai ei. Echipele mari sunt... Nu? Și Manchester City, și chiar dacă n-a câștigat aseară, și Barcelona. Cine? Mașinării de dat goluri. Însă eu aseară m-am uitat la Real Madrid cu PSG și am văzut ce înseamnă o echipă mare ca PSG-ul, cum au revenit și au egalat de la 2-0 într-un minut. Asta îmi doresc și eu de la băieții mei, chiar dacă suntem conduși 1-2-0, să revenim, și asta le spun tot timpul, să marcăm 4-5 goluri și să câștigăm. Cine crezi că va juca această ediție de finală a Champions League? Da, nu știu, sunt echipe puternice, sunt echipe bune, dar eu cred că tot Barcelona, Real Madrid, City poate, PSG. PSG deja a acumulat o experiență, se vede. Anii trecuți știm cum au pierdut, chiar având un 3-0 pe tabela de marcaj cu Barcelona. Dar de data asta este cu totul altceva, e o echipă experimentată și pot și accede în finală și chiar să o câștige. Okay. Adrian Mutul, vedeți selecționul echipei naționale de tineret, așa cum s-a vorbit? Fără doar și poate, eu îl cunosc bine pe Mutul. Chiar dacă a fost el puțin supărat pe mine când l-am mai introdus la echipa națională. E un băiat inteligent, un băiat care e preocupat acum de fotbal, că m-am vorbit cu el și el poate prelua fără probleme echipa națională de tineri, mai ales că deja a antrenat la nivelul nostru, la nivelul Ligii 1 din România. Dan Petrescu a făcut pariu că la finalul campionatului FCSB se află pe primele două locuri. Și Craiova dorește acea locuri și viitorul. Cine iasă din aceste prime două locuri? Nu știu cu cine a făcut pariu, dar eu îi recomand să nu facă pariu la fotbal, fiindcă la fotbal e foarte greu să de prevăzut ce se va întâmpla. Eu sper să fim noi pe primul loc și FCSB-ul pe locul 2. E în regulă. Chipciu e dispus să revină în fotbalul românesc. Ați lucrat cu el la Steaua. E interesant pentru Universitatea Craiova? Orice jucător valoros e interesant. Orice jucător valoros e interesant, însă Chipciu e jucătorul lui Anderlecht. Acolo are salariu mare. Noi la Craiova avem o limită. Nu știu dacă e dispus. Are telefonul meu, poate să mă sune. Vă mulțumim.